Așa cum relatau redactorii postului de televiziune Roman 24, 12 consilieri județeni PNL, mai puțin Lucian Pelepcu, care a anunțat că nu va vota, și Monica Anton, care a lipsit de la ședință, au dat un vot împotriva proiectului de hotărâre numărul 5 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din 28 aprilie, intitulat Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului județului Nemț. Prin acest proiect de hotărâre, majoritatea PSD-PMP ALDE din Consiliul Județean își anunța intenția de a lua clădirile din incinta fostului club Petrotub din administrarea primăriei Roman și a le trece în cea a legislativului județean. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest punct. Comisia Bugetă. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Votul împotriva. Domnul Perez, bună votat, da? Președintele Ionel Arsene a ținut să informeze plenul Consiliului Județean că în clădirile de la clubul Petrotub se intenționează amenajarea unui centru zonal pentru minorii delicvenți și că acolo nu Consiliul Județean, care este proprietar, face venituri, ci Consiliul Local Roman, care a subînchiriat clădirile. Mai marele peste Consiliul Județean, Ionel Arsene a anunțat intenția ca pe viitor, dacă liberalii vor vota în următoarele ședințe tot împotrivă, actuala conducere a Consiliului Județean se va îndrepta în instanță împotriva lor pe motiv că prejudiciază bugetul județului. Aici vreau să vă informez, stimați colegi, Consiliul Județean Neamț intenționează să facă clădirea asta în centru pentru minori, conta de prevenție juvenile. De asemenea, vă spun că se prejudiciază bugetul județului Neamț prin faptul că noi, fiind proprietari, preluăm acest nu facem venituri din proprietatea noastră și, sigur, cred că nu ne rămâne decât să facem o acțiune în distanță în cele din urmă, împotriva consilierilor județeni care nu votează și prejudicează bugetul județului. Liberalii, la rândul lor, l-au întrebat ironic pe președinte împotriva cărei hotărâri se va îndrepta, împotriva celei din 2007, când s-a încheiat acordul cu Romanul, sau a cele actuale. Care a votat prima oară în hotărâre, în 2007 sau la noastră? La bază. Secretarul județului Daniela Soroceanu a ținut să vină cu explicații juridice referitoare la circumstanțele în care Consiliul Județean înțelege să acționeze pe viitor pentru a-și recupera clădirile și sumele încasate ilegal, susține conducerea instituției județene de către Consiliul Local Roman. Acea clădire este proprietatea județului, este proprietatea noastră în inventar pe care a votat de-a lungul timpului. S-a dat doar în administrare la Consiliul Local Roman, atâta timp cât va exista o instituție, evidența persoanei și nimic altceva. Acolo, Consiliul Local, fără acordul Consiliului Județean, a subînchiriat, a făcut venituri fără acordul nostru. Ca să știți, lucrul acesta a fost scris și în prima expunere de motive și acum în a doua expunere de motive. Cu alte cuvinte, fără acordul dumneavoastră al consilierului județeni și al județului care este proprietar, acolo altcineva care nu este proprietar face venituri. Președintele Ionel Arsene a încercat din nou să explice consilierilor județeni faptul că va reiniția acest proiect încă de câteva ori, după care, dacă aceștia vor persista în decizia de a nu vota proiectul în forma propusă de inițiator, se va trece la acționarea în judecată atât a grupului de liberali care vor vota împotrivă, cât și a Consiliului Local Roman, de la care se vor cere nu doar clădirile, ci și prejudiciile produse din încasările pe clădirile închiriate. Noi ne îndreptăm sigur că facem demersurile legale și împotriva Consiliului Local Roman, a primăriei Roman, însă, prin votul dumneavoastră, eu nu trebuie să mai mă duc să mă judic cu primăria Romanului, preiau înapoi acest imobil și facem ceea ce avem de făcut acolo, inclusiv venituri. De-aia vă spun că, probabil, la un moment dat o să... Ideea este că noi avem
ce o expunere din motive a primăriei Roman și mi pare ce vă simți, spune altceva. Dacă aveți problemă primăria Roman și nu-i realitate respectivă. Nu, nu, dumneavoastră, consilierul județean. Păi am vorbit de o neromadire care e în patrimoniul județului Neamț. Dacă sunteți... Tot construiește de anul, la totul construiește local Roman, nu avem nicio împotrivă. Aici însă nu ăsta era subiectul. Subiectul e că aici se prejudiciază pe județul Neamț și v-am spus ca o informare că la un moment dat, dacă o să mai supunem o dată de două ori și nu o să treacă, o să facem acțiune din stat. Reamintim faptul că în litigiu intră o hotărâre a Consiliului Județean, prin care în 2007, la privatizarea societății Petrotub, la intervenția sindicatelor, fondul proprietății de stat a decis darea în administrare către autoritățile locale din Neamț a imobilului principal în care funcționează Poliția Comunitară și Biroul de Evidență Informatizată a Persoanei, dar și a altor clădiri în care funcționează mai multe instituții descentralizate și entități pe care Consiliul Local Roman le-a subînchiriat. În aceeași curte se găsește și Clubul Vârstnicilor, amenajat de edilii romașcani pentru petrecerea timpului liber al persoanelor de vârsta a treia și un depozit în care se țin alimentele venite de la Uniunea Europeană. Consilierii liberali din zona romană au făcut în preziua ședinței de Consiliu Județean o vizită în teren pentru a constata la fața locului situația. Cât se pretează clădirea solicitată pentru amenajarea unui centru de delicvenți rămâne de văzut, pentru că și în această situație primăria Roman a oferit la schimb o clădire mult mai adecvată unei astfel de activități, respectiv aceea în care a funcționat liceul industrial numărul 1, care se află la ieșirea din Roman lângă trecerea peste calea ferată, având acolo spații mult mai generoase pentru un centru destinat reeducării minorilor delicvenți. Pe de altă parte, până acum, Consiliul Județean a vorbit despre intenția de a amenaja în clădirile de la Clubul Petrotub un cămin pentru bolnavi cronici și nu un centru pentru minorii delicvenți.